Salutare și bun venit la Business Up! Astăzi discutăm despre evoluția industriei electronice din Republica Moldova. Care sunt principalele provocări și inovații în acest domeniu? Alături de mine este Vitalie Șanu, președintele Asociației Companiei de Industrie Electronică din Moldova și directorul Inform Business RL și Elena Maievski, manager de proiecte în cadrul asociației. Bună ziua și mulțumesc că ați acceptat invitația! Bună ziua! Industria electronică nu este una nouă în Republica Moldova, are mai bine de 30 de ani, dar acum, în ultimii ani, își cunoaște renașterea. Discutăm și inclusiv în contextul în care nu demult s-a desfășurat și forumul electronic de Republica Moldova și aș vrea un pic să discutăm și despre acest eveniment, dar și despre Asociația Companiilor Lumini Electronice. Ce ne spuneți, Elena? Deci, cum ați menționat, industria electronică este prezentă pe piața Republicii Moldova de mai mult, eu chiar aș zice de 60 de ani, pentru că industrializarea în fosta Republică URSS, Moldova, a început în anii 60. După aia noi atingem un apogeu prin anii 80-90, iar odată cu căderea Uniunii Sovietice am prins procesul de dezindustrializare. Dar inginerii noștri din industrie nu s-au lăsat bătuți și au început să înființeze propriile companii și astfel, prin începutul anilor 2000, a început să se renască industria electronică. Prin 2019, la inițiativa a 7 companii și cu Universitatea Tehnică a Moldovei, din necesitate a apărut Asociația Companiilor din Industria Electronică din Moldova, care astăzi deja activează de 4 ani și reprezintă interesele companiilor membre, inclusiv și a industriei de electronice din Republica Moldova, atât pe plan local cât și internațional. Ați spus din necesitate. Domnule Șon, care a fost necesitatea? Dumneavoastră sunteți printre pionierii industriei. Vreau să mă întorc înapoi la de unde a început Lena. Republica Moldova, da, a fost una din trei țări din CSI care au fost cele mai dezvoltate în industria electronică. Cu părere de rău la etapa aceea, adică de rău de bine, toate întreprinderile care erau producătoare, ele aveau destinație militară. Așa era specificul, dar pentru chiar în timpurile cele a produce, da, ceva de vârf, era nevoie de cadre în domeniu. Și iată, am avut uzine destul de mari ca Sigma, Signal, Topaz, uzina de televizoare, care toți știu că făcea televizoare, mai făcea și chestii pentru apărare și așa mai departe. Și iată, a fost în anii 90, 80, 90, a fost picul de dezvoltare a industriei electronice. Noi știm, când am devenit independenți, totul se distrama, se distrugea, da? Și a fost o perioadă că noi, adică practic, adică tot ce am creat, N-am păstrat nimic. N-am reușit să păstrăm. Au fost vândute strunguri, specialiștii, cineva lucra la piață și așa mai departe. Și iată, rând pe rând, au apărut oameni care cu, vreau să spun un cuvânt de bine, că indiferent că industria s-a distrus, dar instituțiile de învățământ ce făceau? Ele pregăteau și în continuare specialiști. Acum ei nu au de acum o gaură în chestia de a pregăti specialiști. Dar atunci ei pregăteau specialiști, iată, din băieștii ăștia, chiar și eu și alții. S-a păstrat un nucleu, sunteți o studență de atunci. Noi fiecare ne-am dezvoltat individual, că numai asociația, Elena, poate să spui mai mult. Niște statistici, haideți atunci să stăm. Ce a fost industria cândva și ce reprezintă sectorul acum? Adică câte companii am avut atunci, cam câți angajați, câte sunt acum? Unde am ajuns? Bine, ca și sector, până în anii 90, noi am fost în industrie care cuprindea circa 30.000 de angajați în fostele uzine, care produceau atât pentru civili, cât și pentru militari. Deci cu dublă destinație. Da. Dar dintre care 4.000 erau ingineri, cadre calificate înalt.
Astăzi noi avem circa de 12.800 ca urmare a COVID-ului, războiul din Ucraina, angajați în industrie. Aici vorbim despre toți, de la operatori până la ingineri calificați și circa 160 de companii care activează în domeniu pe diferite ramuri a industriei electronice. Ce a mai rămas sunt 40% din ce am avut noi cam așa, în da. Floarea industriei atunci. Asta au fost recreate. La finalul industriei se vede. Practic e ca pasărea Phoenix. Adică industria renaște acum prin cei care au menținut relațiile, da, sau au fost școliți în Uniunea Sovietică și acum și au intrat în afaceri la început la anii 90, nu? Care au avut idei, care au venit cu concepții, elementul ăsta antreprenorial. Da. Astăzi a ne ocupa cu industria, cu producerea electronice, nu e așa de simplu, pentru că dumneavoastră vedeți, iată, da? Același smartphone, toată viața noastră, camerele care ne filmează acum, asta tot este electronic. Și iată, pentru chestiile astea trebuie de venit cu noi idei, cu noi viziuni, cu noi cunoștință. Asta nu e așa de simplu. Am înțeles. A zis că asociația marchează 4 ani și respectiv, din ce știu eu, forumul electronicii este la a doua ediție. Ce obiective urmăriți ca și asociație și evenimentul, forumul, ce obiective v-ați propus și ce rezultate ați atins? Pentru că eu în început înțeleg că suntem mai ambițioși, vrem să vedem niște rezultate pe termen lung. Adică, până la urmă, scopul este să fie mai vizibil ca și industrie, ca și țară, ca și companii. Da, forumul din anul acesta este pentru a doua oară și este unicul forum destinat industriei electronice, atât din Republica Moldova, cât și din România. Noi, practic, suntem unicii care... Din zonă. Și România nu există. Da, nu există și anul ăsta noi am avut ocazia... Pentru că există companii. Exact, și au o dezvoltare mult mai mare decât companiile noastre locale. Dar cu toate acestea, doar în Republica Moldova, noi avem un forum destinat acestui sector. Spre marea noastră bucurie, noi în ediția din anul acesta am avut și companii din România și din alte țări europene care au participat la noi la forum ca invitați, ca speakeri. Iar scopul forumului, de fapt, este să... În primul rând să facem o totalizare a industriei, să povestim despre ce au obținut companiile noastre într-un an de zile, de la forumul precedent până în mai anul curent și totodată să arătăm potențialul industriei electronice și că companiile noastre sunt gata de a fi integrate în lanțul valoric european și nu doar și tind să se dezvolte și să încheie parteneriate cu companiile internaționale, pentru că Republica Moldova are o capacitate destul de avansată pentru a colabora cu marile companii. Chiar și în cadrul asociației, noi avem membri care colaborează cu marile corporații din industrie și au colaborări destul de fructuoase pe această filieră. Și forumul vine cumva să sublinieze că industria electronică din Republica Moldova a ajuns la o maturitate și companiile noastre care și-au început activitatea de prin anii 90 sau companiile care au început să-și dezvolte activitatea acum în ultimii ani sunt gata de a fi integrate și au acel potențial de a activa pe platformele internaționale. Am înțeles. Contextul este unul prielnic acum. Din ce am auzit și eu din lucrările forumului, unul dintre experții invitați de asociație pentru a vorbi acolo, Dieter Weiss din Germania, de fapt a zis că e un moment poate cel mai potrivit pentru aspectul ăsta de integrare în lanțurile valorice, pentru că eu, dacă nu greșesc, noi oricum exportam produsele din domeniul electronicii, da? Încă nu ne-am învățat să le consumăm, spre regret, Republica Moldova, dar începem să învățăm și despre asta o să discutăm acuș. Și dumneavoastră a zis, datorită faptului și contextului legat de pandemia COVID, de războiul din Ucraina care se întâmplă, companiile europene, producătoare de electronică, caută noi furnizori sau caută să își minimizeze riscul legat de China și să vină cu furnizorii mai aproape. Asta înseamnă inclusiv Republica Moldova. Pe platforma forumului sau acum în general, ce discuții duc companiile membre ale asociației și companiile sector în sensul ăsta?
Companiile membre, asociații, dar și companiile din sector, permanent sunt în căutarea de noi furnizori, pentru că eu aș zice că Republica Moldova, pe plan internațional, are un avantaj foarte mare, luând în calcul poziția noastră geografică și toate schimbările internaționale care au acum loc. La nivel internațional există acum o tendință de a retrage producția de electronice din China și a o aduce înapoi în Europa. Iar Republica Moldova ar putea fi un platou foarte avantajos pentru aceste companii, pentru că noi deținem tehnologii, noi deținem cunoștințe și cu ușurință am putea să le integrăm. Și Republica Moldova ca țară ar putea produce mult mai mult și ar putea compensa o parte din materia primă necesară și produs finit inclusiv pentru Uniunea Europeană. Și acest fapt a fost subliniat inclusiv de domnul Weiss, care vorbește pentru a doua oară consecutiv în cadrul forumului nostru și prezintă datele statistici pe Uniunea Europeană despre industriile producătoare, prelucrătoare din sectorul electronic. Dumnealui fiind mai mult axat pe industria EMS, Electromanufacturing Services, dar totodată el nu poate omite acea ramură a electronicii care este parte componentă a industriei pe care dumnealui o reprezintă. Și noi, ca țară, avem un avantaj, pentru că, cu părere de rău, industria electronică din Ucraina și fostele țări CSI acum este într-o decădere, iar Republica Moldova poate deveni acel pod care va produce și va exporta în unele țări din Orientul apropiat, din spațiul CSI, materie necesară pentru dezvoltarea echipamentelor. Inclusiv noi avem companii, membre care acum beneficiază de unele probleme regionale care sunt. Eu aș spune oportunități. Da, așa da. Se cheamă ele. Crizele dau naștere oportunități și atunci noi trebuie să fim abili ca să le utilizăm. Domnul Ieșan. La ceea ce a spus Elena, aș vrea puțin să mai adaug. Vă rog. Vreau să spun că noi acum la forum am avut invitați experți din Europa și dumneavoastră foarte bine au marcat că sunt 5 direcții prioritare pentru Uniunea Europeană de dezvoltare și prima dintre ele este industria electronică. Asta inclusiv e situația cu logistica, conotația secundară, cu China, cea și așa. Da. Și iată, electronica, nu, e și așa, e una prioritară, dar Uniunea Europeană trebuie cumva să accelereze, da, să devină mai independentă din niște relații, cum ar fi China, Taiwan, eu nu mai spun. Adică e o chestie destul de normală. Pe de altă parte este Republica Moldova, care este, are o piață foarte îngustă și mică. Așa este. Și noi, ca producători care suntem în asociație, în industrie, produsul care îl facem, eu cred că 90-95%, da, el se exportează. Și asta ce este? Asta este capital, asta este valută, da? Asta este imagine și, cum a mai spus Lena, din punct de vedere geografic, logistic și așa mai departe, noi avem toate oportunitățile din a dezvolta încă mai mult industria electronică și mă bucur pe mine, membri asociației, au fost la noi la forum domnul prim-ministru Asta Recean. Asta vreau să comentăm un pic. Dumnealui am dat și statistici și cred că își dă seama de importanța acestei industrii. Dumnealui vine inclusiv din mediul de afaceri, cunoaște foarte bine aspectele astea. E conectat cu diferite sectoare economice. Și vreau să vă întreb sub aspectul ăsta. În ce măsură Asociația Companiilor din Mediul Electronic beneficiază de suport și de înțelegerea sectorului guvernamental? În ce măsură sunteți percepuți ca și parteneri de discuții? Eu înțeleg toți ceea ce se întâmplă în domeniul electronic și cred că avem electronică. Noi recent am devenit membri a Consiliului Economic pe lângă prim-ministru și pe această platformă, mulțumim, și pe această platformă încercăm să promovăm problemele cu care se confruntă industria electronică. Ca și orice alte industrie, lipsa de cadre la nivel legislativ, practic toate sectoarele se confruntă. Cel mai important este pentru noi să devenim vocali. La 4 ani de activitate pentru asociație, eu zice că noi am ajuns la un nivel foarte oportun de a promova propriile interese pe platformele guvernamentale. Pentru că
doar fiind împreună, membrii asociației înțeleg acest lucru, noi putem să promovăm unele valori necesare pentru dezvoltarea industriei. Și pe noi ne bucură că reprezentanții instituțiilor de stat, reprezentanții guvernului, ne aud și sunt deschiși pentru a colabora și manifestă un interes sporit față de industria electronică, pentru că industria este practic la baza tuturor echipamentelor care noi astăzi le folosim, cum a menționat exact, și domnul Șanu. Electrică, nu vom avea noi ingineri în electronic sau în ingineria biomedicală, cu părere de rău, nu vom avansa și la nivel de medicină și în alte industrii care sunt acum foarte căutate la... Noi discutam în pauză că oricine pășește pragul asociației rămâne foarte impresionat de ce se întâmplă și multă lume nu cunoaște despre sector, despre ceea ce se produce. Da, într-adevăr, anterior știam că se făceau televizoare, frigidere. Acum nu știu cât de mult mai producem din aceste echipamente, cu toate că eu cred că este loc și pentru acestea, pentru că ele sunt cele care asigură confortul zi de zi ale consumatorilor, dar avem nevoie și de lucruri mult mai sofisticate, inclusiv, spunem așa, care sunt mai bănoase, mai profitabile pentru economie și pot aduce plus valoare inclusiv pentru a echilibra balanța noastră comercială, care e foarte dezbalansată, adică sub aspect că noi mai mult importăm decât exportăm și atunci în domeniul electronic sunt cele mai scumpe produse, cele mai sofisticate, sunt minți mai lumini. Deci partea asta de inteligență este mult mai implicată. Dar vreau să întreb, care sunt top, nu știu, care e provocarea cea mai mare sau top 3 provocări cu care se confruntă sectorul și pe care asociația își propune să le depășească împreună, da? Unind aceste eforturi, pentru că din câte eu înțeleg, acum nu toți din sector sunt încă membri asociației. Asociația încă este în faza de startup și atunci inclusiv această vizibilitate este necesară inclusiv în rândul sectorului, ca lumea să înțeleagă, antreprenorii, să-și coaguleze eforturile, nu? Care sunt provocările care sunt comune pentru toți? Când am creat asociația, fiecare din noi se gândea că el este unic și numai el are probleme și trebuie cumva să le rezolve. Eu cred că asociația, primul pas care l-a făcut, asta că noi acum suntem un nucleu, suntem un șir de întreprinderi producătoare de electronică, avem 5 instituții, da? Educaționale. Educaționale, okay, care alături de companii. Specialiști, da? Începând de la Universitatea Tehnică, două colegii, da? Și două școli profesionale. Pentru că resursa umană este una dintre provocări. Da. Noi nu putem produce electronic. Este principala provocare? Sau... Este una din provocările cu care se confruntă industria electronică? Nu se poate de produs electronică, da, fără specialiști. Fără cei pun mintea la treabă. Când noi vorbim despre producție electronică, clar că eu nu pot spun că dacă noi ne-am luat obligațiunea mâini să producem televizoare, da, o să le facem cele mai performante, acolo și investițiile sunt mai mari, și seriile sunt de milioane și milioane, da? Acolo sunt giganți mari care produc. Cu toate că membrii asociației, și nu numai membrii asociației, dar companiile din industrie, noi facem produse unicale. Și noi nu suntem între noi concurenți, ce face o întreprindere, nu este a doua să facă tot aceleași produs. Spre exemplu, la noi este compania, membru asociației ADD, care produce contoare electrice, contoare de apă, produs peste 7 milioane și în peste 40 de țări. Da, adică nu știu cine duce evidența, da, dar spun asta. Eu sper că serviciul Vamal o face. Da, dar nu știu dacă îl acumulează. Însă și compania duce evidența în care țară expert. Ei știu și clar că fiecare trebuie să cunoască. Avem compania Steinel care are întreprindere mamă în Europa, da, produce componente în cantități foarte mari. Avem companii care produc și proiectează utilaj medical, da? În clădirea asta este compania Simple, da? Care produce pentru antrenamente și da, pentru compania trainer, au devenit da. Și companii de numele electronice, este, pentru este întreprinderea Inform Business, tehnico-științific, care o conduc eu, care producem chestii extraordinare și iată, noi toți împreună
adică producem produse care sunt competitive pe piața internațională, în primul rând, da? Avem și ne stăruim toți să avem o fiabilitate a produselor cât mai mare și reșim din situația economică care este, ieșim și cu niște produse mai ieftine decât alte întreprinderi. Am înțeles. Deci, pe lângă faptul că avem inteligență, avem posibilitatea să producem produse competitive, le putem face și la prețuri accesibile, rezonabile pentru piețele străine. Cel mai important e să înțelegem că industria electronică din Republica Moldova nu produce materie primă doar. Noi producem produse înalt tehnologizate, care sunt apreciate enorm pe piața internațională. Noi avem norocul să mai avem companii care și-au menținut activitatea de-a lungul anilor și produc în continuare același produs, permanent dezvoltând și îmbunătățind calitatea acelui produs pe care îl produc. Și când vorbim despre industrie, noi, ca asociație și inclusiv membrii noștri, vrem să transmitem mesajul că industria electronică din Republica Moldova nu este industria care produce materie primă. Companiile noastre produc produse înalt tehnologizate și unul din exemple este compania Inform Business, care produce echipamente de electronică de putere, ADD Group, care produc contoare care sunt la căutare de piețele europene. Și vreau să întreb un pic, am înțeles că membrii produc produse diverse, practic nu concurează, da? Ceea ce este foarte bine și de fapt întrebarea este dacă pot și colabora, dar am văzut că printre membrii asociației sunt atât companii capital străin, capital mix, cât și antreprenori locali. Asta înseamnă că în Republica Moldova și antreprenorii locali se pot ocupa de acest domeniu. Deci nu este un domeniu super complicat. Adică noi încă mai avem cadre și minți, cum este și domnul Ieșan aici prezent, care fac afaceri în acest domeniu. Cât de mult capital străin și local este în rândul a membrilor asociației, dar și în sector? Cine domină în acest moment? Și cine credeți că va domina? Depinde tot de interes și de viziunile care sunt. Noi, eu personal, fiind ca producător local, da, și mai sunt companie, am vrea de multe ori ca guvernul, da, și viziunea să fie și față de noi, da, măcar nu mai rău față de investitorii străini. Să fie la fel de loială ca și... Exact. Noi avem putere, noi avem cunoștință, sunt băieți tineri care vor foarte multe lucruri să facă, avem membri și cu start-up-uri în asociații și așa mai departe. Dar mai este de lucrat. Care este cifra de afaceri în sector, în general, acum anuală? Ultima dată când noi am calculat este peste jumătate de milion de dolari anual. Jumătate de milion sau de miliard? De miliard. Jumătate de miliard. 500 de milioane. 500 de milioane. O cifră impresionantă. Da, și dacă asta vorbim despre cifra tuturor companiilor din industrie, indiferent de domeniul pe care în domeniul în care ei activează. Dar ce aș vrea să mai menționez că... Practic toată această cifră este export. E marea majoritate. 95%. Companiile locale mai vând și pe teritoriul Republicii Moldova. Sunt companii care produc corpuri de iluminat, încărcătoare acum avem mai nou pentru automobile, pentru că este un trend destul de dezvoltat. Dar, per general, orice companie tinde să aibă un export și cât mai reușit, pentru că exportul este sursa principală de venit. Și cum a menționat domnul Șan, piața noastră este prea mică ca să producem doar în exclusivitate pentru piața Republicii Moldova. Avem și așa companii care lucrează doar local și nu exportă și sunt produse destul de fiabile și înalt tehnologizate. Iau nișa lor care se încadrează. Am înțeles. Foarte interesantă activitatea asociației. Noi o să luăm o mică pauză și revenim după aceasta pentru a discuta inclusiv despre un proiect nou pentru Republica Moldova. În domeniul electronice, unul dintre membrii asociației va produce produse gata, finite, care vor fi consumate atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele țării. Dar despre asta după ce revenim. Prieteni, am revenit și vă reamintesc că astăzi discutăm despre sectorul de electronică împreună cu invitații mei, domnul Vitalie Șanu, președintele Asociației Companiilor de Domenii Electronice și doamna Elena Maievski, manager proiecte în cadrul asociației. Iar a doua parte a emisiunii am zis că o dedicăm pentru a discuta un proiect concret, domnul Ieșanu, despre ce poate oferi sectorul de electronică, direcții locale, dar și piețe de export. Și prima parte a emisiunii, Elena, a
accentuat aspectul ăsta, că nu vorbim despre materii prime, vorbim despre produs finit și nu neapărat un produs ieftin în sens că este un produs ieftin, dar este un produs care poate fi accesibil pentru inclusiv piața locală. Domnul Ișoan, aș vrea întâi să urmărim un reportaj despre Inform Business și după aceea să continuăm discuția noastră. Întreprinderea Inform Business anul ăsta are o aniversare de 32 de ani. Am trecut diferite etape, în diferite domenii am activat. Vreau să spun că sistemul VAMAL a Republicii Moldova în anul 1993, când a apărut, a fost proiectat de întreprinderea Inform Business. Pe parcurs am avut mai multe evoluții. Domeniul care vreau astăzi să-l descriu, asta este partea legată de producerea utilajului pentru transportul electric. La momentul de față, întreprinderea ceea ce faci și produce, utilajul nostru se exploatează în 150 de orașe în diferite țări. Producem utilaj pentru troleibuse, autobuze electrice, pentru tramvaie. Noi nu avem în Moldova tramvai, dar noi producem. Pentru metropolitan și calea ferată. Noi în Belorusia avem ca partener Belcomunmașu și împreună cu ei, cu regia transport electric în Chișinău, aici se asamblează troleibuse și autobuze. Noi avem mai mulți parteneri. Am început de la Vinița și pe urmă ne-am dus în Rusia și acolo am început să ne dezvoltăm foarte intens și noi concurăm cu producătorii lor. Iau trei producători, dar foarte des Inform Business-ul câștigă față de producătorii lor. Noi anul trecut am avut exporturi, cred că circa 6 milioane de euro. Noi pe piața aceea care e cei mai dezvoltat, cei mai mari, noi suntem, adică, permanent pe piață și avem rezultate foarte mari. Noi avem niște contracte cu un șir de parteneri din Europa, companii din primele cinci care sunt. Moldova nu are resurse materiale. Noi nu avem cărbune, gaz și noi trebuie să ne uităm la așa țări cum este Coreea de Sud, Singapore, Hong Kong, da? Japonia. Care acolo este valoare? Eu cred că e substanța cenușie. Noi trebuie, în primul rând, să facem studii. Și având studii, nu trebuie în Occident să ne ducem, da, ești acasă. Să fii tânăr, să vrei mâine să ieși pe piața externă, e foarte greu. Asta e foarte greu pentru că stasurile, certificările, sunt o sumedenie de cerințe. Eu le doresc la tinerii cei care vor să fac, să uite la cei care sunt puțin mai bătrâni, care au o experiență. Am revenit, prieteni, și continuăm discuția noastră împreună cu domnul Ișanu. Pe lângă faptul că este președintele Asociației Companiilor Electronice, este și fondatorul și directorul companiei Inform Business, SRL, care cumva dă sugestie și domnul Ișanu, în cadrul reportajului ați menționat că compania a început ca o companie care se ocupa de zona de IT, dacă pot spune așa, sistemul electronic pentru sistemul serviciu VAMAL, atunci când Moldova a devenit independentă și a trebuit să-și creeze propriile sisteme. Iar mai nou, în ultimii ani ați dezvoltat, sau început din 2000, ați intrat și pe zona de electronică foarte activ și acum, pe lângă faptul că creați aceste motoare sau inimile troleibuzelor, autobuzelor, tramvaielor, trenurilor electrice, știu că urmează să duceți până la capăt o investiție în Republica Moldova pentru a produce aceste unități de transport chiar aici, la noi, în Chișinău, pentru a fi accesibile pieței locale, dar și pentru a fi accesibile pe piețele de export. Haideți să discutăm un pic mai multe detalii despre proiectul dumneavoastră. Dacă se poate, eu aș povesti puțin din spate, da? Vă rog.
Dumneavoastră ați spus că am început-o de la IT. Noi, când am creat întreprinderea, o grupă de colegi care aveam niște viziuni, noi vrem să dezvoltăm industria electronică când la noi în țară se distrugea, da? Ok. Cu părere de rău, a fost timpul când nu trebuia nimănui nici industrie electronică, nici aceeași programare. Și iată, noi tot timpul ne-am menținut, ne-am ocupat și cu alte domenii, și cu comerțul, dar domeniul care dumneavoastră l-ați arătat acum în reportaj s-a primit dintr-o întâmplare. Vreau să vă spun, adică chiar că știți, soarta are totuși niște viziuni care da, neplanificate. Prin anul 2000 la noi știți situația care era. Și troleibusele care erau una din sursele în afară de microbuse, da? Autobuze nu erau, erau una din sursele care duceau și pensionere gratis și așa mai departe, dar regia nu avea cu și să achite energie electrică. Și iată, întâmplător m-a întâlnit, mă cunoșteam cu șeful de direcție și el îmi spune o chestie, eu întreb ce așa, iar o oprit la orele de vârf, opreau troleibusele și lumea trebuia să coboare din troleibus, să meargă pe jos, era nu, o zarvă cum era și el. Deci, treceam printr-o criză. Da, era o criză, da, și nu erau bani și iată, regia nu avea bani ca să achite energie electrică, el îmi spune așa atunci, zic, dar faci ceva ca să plătesc mai puțin energie electrică. Asta au fost cuvintele cheie care eu le țin minte din 2000 și noi în baza la propoziția asta am dezvoltat o direcție destul de puternică. Și iată, peste ani de zile noi am venit cu primul produs, da? Care am luat și aruncam de petrolebus o tonă jumate de echipamente vechi și punem o ladă neagră 42 de kilograme de acum cu IT, cu chestii super sofisticate. Și cu know-how pe care l-ați dezvoltat și, la InformBusiness. Nu, și vreau să zic că am făcut economie de energie electrică de 40%. Lângă faptul că ați redus la o tonă și ceva da. Și masa. De atunci, adică eu socot că noi atunci am salvat trolebusul în orașul Chișinău, dar vreau să spun a doua așa, ca pentru o chestie de comparare, atunci un trolebus consuma la un kilometru parcurs undeva sub 4 kW, da? Astăzi un trolebus, după schimbări, înnoiri, perfecționări, consumă 850 de watts la kilometru deci, parcurs. Da, mai mult de 4 ore. Mai mult de 4 ore, da? Dus consumul da. Asta. Adică asta ca să... E foarte important, inclusiv da. Prin prisma faptului că energia electrică între timp s-a mai scumpit, trebuie să raționalizăm. Eu am înțeles că regia de atunci, din 2000, suma de plafon nu sărit-o pentru că... Și asta permite să avem și costuri la transportul public exact. Electric accesibil pentru populație. Și iată, noi în 2000 am început, pe parcurs în 2003 am luat parte la modernizarea transportului în orașul Vinița, în Ucraina. Deci așa a început inclusiv istoria asta a fost prima, de export. Primul export. Pe urmă am deci, avut Chișinău, Federația Vinița... Rusă în Volgogradski zavod transportnava mașina stroienia am început cu dâns și a fost un timp când noi mai mult am fost cunoscuți pe Știhotare, cu toate că și în Chișinău am modernizat practic atunci toate troleibusele vechi și troleibusele noi care astăzi se produc, ele sunt cu echipamentele noastre, inclusiv troleibusele care merg cu propulsii sau autonomă, cum se numește, la aeroport, Turșeni, Stăuceni. Asta care au ajuns deja și în suburbii. Da, asta e invenția băieților noștri. Pur și noi acum, cu invenția asta, am mers în diferite țări. Suntem, eu cred, și mai mari producători și în Europa, și în CSI, anume pe tehnologie de același unități. Dar știu că planurile companiei nu se opresc aici. Nu doar să producă aceste inimi și creiere pentru transportul urban,
dar și chiar să producă unități de transport deja în Republica Moldova. Și noi, știu că aveți deja și o oportunitate sub forma unui tender pe care l-ați câștigat cu partenerii străini pentru a livra. Noi producem un spectru foarte larg de produse. Noi tot timpul acordăm la tendințele de dezvoltare a transportului. Avem destul de mulți parteneri, chiar din Japonia, cunoaștem tendințele de dezvoltare și tot timpul lărgim spectrul care este. Tot timpul noi am avut, eu personal am avut o tendință și o dorință a produce transport și în Moldova. Cu atât mai mult. Asta este tendința în general, transportul electric. Cum o zis Lena, da, noi suntem în centru geografic a Europei, da? Și cu părere de rău, da, spun așa, am avut diferite, da, obstacole, obiective, subiective. Unul din cele mai mari care au fost, Moldova nu a avut VIN-cod. Exact, orice unitate de transport, noi știm că trebuie să aibă acel VIN care stă acela, la fiecare mașină sub cifre, sau sub scaunul șoferului. Spune țara de proveniență, producătorul și așa mai departe. Cred că doar noi și Albania, dacă nu greșesc, nu produc afă. U fost. Deja noi îl avem. Noi, și asta e datorie dumneavoastră, pentru că ați venit cu această inițiativă. Eu împreună cu Elena, da, am avut o adresare și nu numai una, către asociația inginerilor din automotive din Statele Unite, care ei livrează VIN-codurile, cei care emit și gestionează. Și iată, noi am primit VIN-codul pentru Republica Moldova și Inform Business-ul este primul producător de transport din Moldova. O rămas o mică toată. Să producem. Să producem, da. Cât de largă este seria? Câte unități de transport vă propuneți să produceți în timp apropiat? Noi vrem multe. Știu că aveți o comandă deja exactă pe care trebuie să o realizați. Dați-mi spune așa. Noi acum suntem în procesul, da, de a construi uzină. Paralel, noi avem parteneri, pșticotari, care noi împreună cu dumnealora, da, avem și modelele, pentru că noi avem peste 10 parteneri, cred că până la 15, cu care lucrăm și îi produc în serie. Deci pentru prima dată, Republica Moldova a devenit centru în care se vor livra componentele, ce nu se vor face aici, se vor livra într-o piață unde se asamblează veni, pe transport. Spun așa în limba rusă, maș complet, adică o caroserie, da? Adică fără cablaje, fără chestii, noi aici punem electronica noastră și nu numai a noastră și ieșim cu caroseria, da? Pe urmă o să ieșim chiar cu modele complet noi produse în Moldova, care să fie livrate precum în Ucraina, acolo o să fie piață foarte vastă, în România și Uniunea Europeană. Noi cu partenerii noștri care îi avem chiar acum, cred că o luni de zile în urmă, am câștigat, nu noi, dar partenerii noștri, noi încă nu avem istorie de a produce unități de transport. Nu, istorie de a explica la Banca Europeană de Dezvoltare. Okay, da? Este un proiect finanțat de BERD. De BERD, da, dar acolo trebuie să ai istoria anterioară. Noi abia începem să producem. Care va fi localitatea din Moldova care va avea primele trolebuze practic produse în Republica Moldova? Eu spun, noi o lună în urmă am câștigat licitația cu partenerii la orașul Bălț. Da? Deci Bălț, capitala din nord. Acolo o să fie în timp apropiat, adică până la sfârșitul anului trebuie să fie livrate 25 de trolebuse cu mers autonom. Super, atunci eu vă doresc spor în continuare și aș vrea un pic să vă întreb despre investiția despre care ați menționat, și anume această fabrică de asamblare, pentru că din câte înțeleg, pentru acest contract veți utiliza platformele care vă sunt disponibile acum, inclusiv platformele partenerilor pentru a asambla unități de transport. Unde ați ales locul pentru viitoarea fabrică? Noi gigafabrică primul troleibus care trebuie să-l producem trebuie să fie în luna iulie. Da? Iulia acestui an. Acestui an. Noi mai avem și alte încăperi, da? În afară de unde preconizăm a construi uzina. Avem încăperile noastre care primul să le asamblăm acolo. În niște condiții mai grele, nu toate chestiile vor fi tehnologic conform algoritmurilor și așa mai departe, dar
Asta sunt obligațiunile. Dar uzina care noi de asamblare a fost prima inițiativă, adică una din inițiative a fost, și noi cu dumneavoastră și am mai discutat, a fost Tracom, care cu părere de rău, da, nu s-a primit, iarăși cum am zis, organele statului, unul spune una, altul face alta. Nu... Spre Egăt a lipsit coordonarea. Și atât noi am procurat în comuna Trușeni, da? Am procurat pământ, da? Acum suntem tot la niște chestii legate de legislație, schimbăm modul de folosință a terenului. Și, dar noi paralel facem proiectul, da? Avem și proiect investițional, dumneavoastră cunoașteți, da? Cu descrieri, cu planuri de a lucra. Ce resurse veți folosi pentru a investi în această fabrică? Noi la prima etapă am dorit să construim circa 10.000 de metri pătrați. Investițiile începătoare ar fi de la 4-5 milioane de euro și chiar și dublu. Sunt resurse atrase sau resurse proprie ale companiei? Asta sunt resurse a noastre, cu impozite achitate în Republica Moldova, tot legitim, tot normal. Deci avem echipa companie de băieți care așteaptă cât mai repede să construim uzina. Dacă se primește, hotărâm problemele, da, organizatorice, noi sperăm în 2-3 luni de zile în sandwich panel să facem o uzină modernă. Deja să aveți hala... Ca să putem produce în limită la, de la 500 până la 1000 de unități de transport pe an. 500.000 de unități. A, e o cifră impresionantă. Da. E mai mult decât parcul local de transport parcul public urban. Parcul din Chișinău are 400 de troleibus. Ok. Bun. Plus orașele, municipiile care mai există, Bălți, care își pot permite și care vor să electrifice transportul. Bender și Tiraspol, nu, în sumă, suntem, cred că, la vreo 700-800. Adică din primul an o să asigurăm piața locală, după care ieșim la export. Nu, sigur că va fi o combinație de vânzări piața locală. Cu mare plăcere este o problemă. Piața externă. Ce anume? Finanțele. Da, pentru bun, a schimba conceptul în Republica Moldova, vreau, dacă aveți timp să vă spun gândul, noi acum avem în realitate 4 orașe care are transport electric. În Republica Moldova. În Moldova. Dumneavoastră vedeți că conceptul schimb. Apar automobile electrice și mai departe. Așa este. Adică nu mai este nevoie de fire și de o rețea pentru și ele apar electric din considerentul că nu numai ecologic, dar și economic. Motorul cu ardere internă are 20-30%. Motorul electric are randamentul de la 92-98%. Practic folosește tot potențialul. De multe ori, anume economic, da, și financiar. Și iată, eu cred că proiectele, adică nu ăsta proiect care mergem acum pentru orașul Bălți și care vrem să-l dezvoltăm, noi venim cu alt proiect, cu un autobuz electric, pur electric, el noaptea se încarcă. Noi de acum facem niște încercări, testări cu partenerii noștri de pește hotare și el toată ziua se poate merge. Și nu numai de 12 metri, dar chiar de 8 metri. Câți kilometri va avea ca și rezervă de parcurs? Zilnic, pe cât mizați? Nu, adică cât, știți, aici depinde de distanța pe care are de parcurs, acumulatoarele care sunt și puteri. Noi cel mai, spunem așa, tendențios proiect care îl avem, asta 450 de kilometri de la ca încurcat. O mașină electrică, practic. Da, dar este un autobuz, da, care are altă masă, deci până la 100 de pasajeri. Adică da, are o altă eficiență, inclusiv sub aspect de protecția mediului. Și vreau să spun că mobilitate urbană. Sub aspectul ăsta, chiar la forum noi am discutat și nu numai la forum, aud foarte mulți primari din Republica Moldova, spunem, de la Ungheni, Soroca, cineva, iată, de la Briceni se adresează și tot din autonomia găgăuză, tot au interese, da,
primari care sunt. Și asta ar fi o altă viziune. Vă dați seama, nu am avea patru orașe care are transport electric, dar noi n-am fi legați de linii de troleibus. Ar care, apropo, tot e investiție în infrastructură și da, nu mai ieftină. Adică. Și nu mic, un kilometru, da, de linii de troleibuse costă 1 milion de euro. Deci, respectiv, noi economisim atunci când nu construim un kilometru de linie, 1 milion de euro, respectiv, având acest tip de transport pe care îl dezvoltă Inform Business, putem să economisim acești bani, dar și să avem transportul ăsta ecologic. Iată, noi ne uităm la orașul Chișinău, da? În general, da, troleibusele deci, municipalitatea practic nu a investit în suburbii substituie 160 de kilometri, da? Deci 160 de milioane economisiți, dar investiți în stații de încărcare, din câte înțeleg, da? Nu, nu. Aici în conceptul care este, ele de-am sunt investiții în deci folosești rețeaua care există. Da. Ok. Și atunci, ceea ce urmează e un viitor care arată foarte simpatic și foarte bine, inclusiv în cont de faptul că Republica Moldova are statutul de țară candidat. Eu sper că foarte curând să reușim să deschidem și capitolul de negocieri cu Uniunea Europeană. Și atunci, sectorul de electronică, ca și alte sectoare, să beneficieze de acele fonduri structurale pentru dezvoltarea afacerilor, să beneficiați și voi de ele pentru a dota orașele noastre cu unități de transport ecologice sau măsura în care sunt mult mai prietenoase cu mediul decât cele cu motoare cu ardere internă și totodată să avem acces la piețele europene, că din cât înțeleg până acum accesul nostru a fost mai mult spre piețele estice, da? Tehnologia a mers acolo, sper să avem acces, competiția este mult mai mare în piețele de vest, dar sper să reușiți. Vreau să vă întreb, pentru că am ajuns la finalul emisiunii noastre, un gând care vă trece acum prin minte, nu știu, poate e un citat, poate e un credo în viață, de care vă conduceți. Credo în viață este, eu cred că, nu, cum am mai spus, da, Moldova este o țară care nu are resurse materiale, da? Suntem în centrul Europei, avem băieți foarte talentați, deștepți și eu cred că în Moldova lucrurile vor merge altfel și în realitate o să avem rezultate foarte bune. Pentru asta, da, trebuie să învățăm mai mult, trebuie substanță cenușie și așa mai departe. Utilizare da? Eficientă. Da, eu cred că noi avem foarte multă diasporă plecată din Moldova și când aici o să fie condițiile normale. Neapărat o să revină. Avem exemple cum ar fi exact. Irlandia, de exemplu, care s-a rezultat foarte bine, inclusiv cu diaspora. Exact. Rezultată. Și cam asta ce aș vrea să spun. Mult succes Inform Business, mult succes Asociației Companiilor din domeniul electronic. Încă o dată mulțumesc pentru discuția noastră de astăzi. Prieteni, sper că ați găsit discuțiile și subiectele noastre interesante și utile. Dacă v-a plăcut această emisiune, vă îndemn să o recomandați mai departe către 3 oameni care s-ar putea bucura de ea. Și dacă aveți idei, întrebări sau sugestii pentru subiectele viitoare ale emisiunii noastre sau vă doriți un anumit invitat, vă încurajez să îmi scrieți direct sau pe canalele noastre de social media. Suntem mereu bucuroși să primim feedback-ul vostru și să aflăm cum vă putem servi mai bine în misiunea noastră. Toate bune!